Păi, deci știm că mă latură, cum am zis. Am ei să concurent cu mă bă. Da. Deja avem latură unghi. Și știm că M-A-O cu M-B-O. M-A-O cu M-B-O. Ce știi de M-A-O și cu M-B-O? Că sunt congruente. M-A-O și cu M-B-O sunt congruente, triunghiuri. Ai elemente să spui că sunt congruente? Da. De ce? Este isoscel. Isoscel și știi tu bine că într-un triunghi isoscel, dar nu știi că trece prin mijloc. Dar că știi că triunghiurile sunt congruente pentru că au ce? Asta e cât asta. Și un video și cât ăsta, dar nu am nimic în plus. Că nu știi că trece prin mijloc. Comună. Dar ai două laturi și n-ai unghi dintre ele. Deci nu te plasezi într-o caz de congruență. Ca te... Trebuie să găsim ceva catetă și cu... Vorbești de catetă dacă știi că e perpendicular, dar nu știi. Doar o tăiat-o pe mână, pe AB. Hai. Știu că AOB este de 180 grade. AOB. Da. Asta nu mă ajută că am nimic. Nu te ajută, că n-ai unghiul de conjugare. Da. Nu degeaba autorul ți-a dat așa încât nebă. Ți-a dat chestia asta. Tu trebuie, când te-a pus în problemă, trebuie să iei totul în seamă. Ai și asta. Gândesc că M-A e cât N-A. Nu sunt sigur. Cât? Cine? M-A. Sau putem să luăm triunghiurile M-A-N. Așa. Și N-B-N. Și M-B-N. Deci să luăm triunghiurile M-A-N și M-B-N. Și știm că latura dintre ele, dintre... Au... Deci, ia, fă-ți planul. Ce observi la cele două triunghiuri? Păi știu că am an congruent cu bână, am cu bână și mai trebuie... Și mai am încă mai am. Și mai am că n-mă latură comună. Și atunci? Mulțumită cazului latură. Triunghiurile sunt congruente, de unde rezultă că și unghiurile vor fi congruente. Care cu care? Unghiul M-N-B cu M-N-B de aici se uită spre M-B. Da. Și M-B este congruent cu A-M. Și aici asta că congruent. M-N-A este congruent cu unghiul M-N-B. Corect. Deci aceste două unghiuri sunt congruente, da? Da. Și mai știu că... Și triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este? A-B-N. Isoscel. Și ce este asta? N-O. Să fie O intersecția. Ce este N-O în condițiile astea, într-un triunghi isoscel? Ce este asta în care unghiul ăsta e cât ăsta? Deci, bisectoare, înălțime, mediană și mediatoare. Foarte tare! Și mediană, și mediatoare. Adică A-O este cât O-B. Și noi ce trebuia să arătăm? Că mână este perpendiculară. Dacă este mediatoare. Adică este mediatoare, clar. Că trece prin mijloc. Ca așa ai spus tu, într-un triunghi isoscel, înălțimea, da. Sau bisectoarea, că bisectoare egală, înălțime, mediană și mediatoare. Și iată, mediatoare. Și s-a terminat problema. Vezi? Să redactăm. Redactăm, dar ne-a făcut planul de lucru. Deci, te-ai dus tu mai întâi aici. Am astea două triunghiuri. Și nu te puteai, că nu țineai cont de ipoteză. Aveam și ani cât mă până. Nu degeaba autorul dat asta. Deci autorul nu e zgârcit maxim. El nu-ți dă nimic în plus. Și tu dacă vrei să faci problema fără să ții cont de toată ipoteza, n-ai nicio șansă. Deci trebuie să ții cont de asta. Că nimic nu-ți dă în plus. El e zgârcit cât se poate de tare. Îți dă minim de informație cu care tu să-i descurci. Și atunci ai renunțat. După ce ai tras în stânga și în dreapta și ai tras de ea și nu mers, ai zis, stop, nu, altceva. Alte două triunghiuri. Și deodată s-a făcut lumină. Și a zis triunghiul ăsta amână cu mă, bă, mână. Ele luate în discuție, cele două triunghiuri, poți să spui că sunt... Da. Și de acolo ți-a ieșit foarte bine, pe baza laterală, că unghiurile se scongre și iată cum triptânii social, bisectoarea e și mediatoare. Și dacă e mediatoare, tocmai ce trebuie. Hai să începem. Demonstrație. Mă conduci. Luăm la comparare... Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. Mână. Mână. A și triunghiul. A și triunghiul N, B, B. N, M, B. Cele două triunghiuri au. Au. Mână A și N, M, B. N A congruent cu N, B. N, A congruent cu N, B. Ipoteză. Da, din ipoteză. M, A cu N, B. M, A congruent cu M, B. Ipoteză. Tot ipoteză. Și M, N, latură comună. Și M, N, latură comună. Din cele două reiese că... Ca, conform cazului latură, latură, latură. L, L, L. Triunghiul M, N, A. M, N, A. Este congruent cu triunghiul N, M, B. M, N, B. Fiind congruente, rezultă că unghiul M, N, A. M, N, A. M, N, A. Este congruent cu M, N, B. M, N, B. Apoi, mai adaugă. Unghiul NMA. NMA. Unghiul NMA. Este congruent cu unghiul NMB. Deci NMA cu NMB. Și unghiul NAM. NAM. Unghiul NAM. Este congruent cu unghiul NBM. NBM. N-A-M cu N-B-M. Ei, acum noi mergem pe lomutie triunghiul A-M-B, fie pe A-N-B, da. Și zicem triunghiul care vrei tu este isocel, da? Hai să zicem triunghiul A-N-B. Deci triunghiul... Nu, zicem așa cum A-N-I că N-B. A-N, congruent cu N-B. Reiese de aici că triunghiul NMB. Nu, ANB. ANB. Triunghiul ANB. Isoscel. Da? Isoscel. Și mai adaugi în triunghiul isoscel A, unghiul ANM, congruent cu MNB. Da? Ai așa. Deci unghiul sau ANO. Poți să zici așa, da? Unghiul ANO congruent cu BNO. Cu BNO. De unde? Din demonstrații. Am demonstrat asta, nu? Dar am zis că unghiul ăsta e cât asta. Și atunci, asta înseamnă că dacă unghiurile astea sunt congruente, ce este NO? Bisectoare. NO bisectoare. Și atunci reiese din astea două că triunghiul N-O-N. Bisectoarea într-un triunghi isoscel. Bisectoarea într-un triunghi isoscel este mediatoare. Așa. Deci rezultă că N-O mediatoare. Mediatoare. Asta de fapt N-O e ca și cum ar spune N-M. N. Echivalent cu a spune că N-M. Mediatoarea segmentului segmentului AB. Și terminați problema. Da? Perpendicular în mijlocul segmentului. Deci bisectoarea e de toate. Ai văzut că ne-a folosit foarte tare faptul că am discutat mai înainte. Linii importante într-un triunghi. Parcă am știut eu problema. Deci am anticipat că important să le fac pe astea, ca să pot clarifica, să am lucrurile la îndemână. Așa că, în momentul în care am venit pe problema asta, a fost la îndemână. Tu ai sărit repede. E bisectoare, dacă e bisectoare, e de toate. Că știu mai înainte că am discutat asta. Da? Deci asta, așa trebuie făcut matematica. Nu, deci trebuie înțelese lucrurile. Și dacă nu forțăm mâna, și dacă mergem în ritmul în care ne înțelegem, rămân definitiv în mintea noastră. Vine în minte o chestie, discutam cu Cristi, cu fiul. Și zice, eu i-am fost profesor în clasa a 6-a. S-a întâmplat a 6-a și a 6-a, i-am adus la școală generală că eu nu reușeam să mă duc nici o clipă să stau de vorba acasă cu el. Nu aveam timp, eram supra-solicitat cu meditație, cu toate problemele care aveam. Și atunci am zis, băi, ca să pot sta și eu de vorbă cu copiii mei, m-am dus la școala generală. Pentru prima dată am predat la școala generală. Eu predasem mai la liceu. Și el era a 6-a și fiică mea era a 4-a. Și pe urmă, am fost a 5-a, le-am fost profesor. Am stat de vorbă cu ei. A 5-a și a 6-a fiică mea și a 7-a și a 8-a el. Așa, 7-a și 8-a el. Și am vrut să spun un lucru, că discutam cu recent. Și dacă tu erai în fața mea, profesor fiind la clasă, acolo, și nu mai descoperi că eu nu înțelesesem la geometrie linii importante, pe acolo, cum spuneai, de mediatoare, nu mi-era clar deloc. Și când m-am deschivat eu două ori până când tu m-ai descoperit, și atunci am zis, bă, nu am hățuri, trebuie să învăț. Și când ai stat de vorbit, asta, așa, și așa, și așa, aceste lucruri mi-au fost foarte clare. Că, iată, copilul, chiar în bancă, propriul meu copil, se întâmplă ca el să fugă de la lecție, să fugă cu mintea. Și să nu fie pentru o fracțiune de secundă atent. Și atunci ar pierde filmul. Vreau să vă spun și un lucru. Nu mulți profesori au, să spun, forța de a fi profesorul propriului copil. E o exercițiu extraordinar de dificil. De ce? Pentru că s-a rupt, din clipa în care a intrat în școală, s-a rupt relația între tată și fiu. Era profesorul de atunci, niciodată nu se adresa tata. Nu profesor. Deci fără nicio discuție. De asemenea, e vorba de a fi foarte exact în clasă când pui întrebarea și trebuie să apreciezi cu foarte multă exactitate, pentru că toți copiii te-ar suspecta că tu ai discutat înainte problema aceea. Nu mai spun la lucrare, la teză, la extemporal, la toate cele care erau. Ei nu știau niciodată, eu făceam studii din noaptea, ca să nu existe nicio clipă, nici vă spun cu toată dragostea, nici n-a existat vreodată ideea că ei ar putea să se influențeze, să descopere lucrarea mea și să nu. Nu, era exclus asta. Deci era exclus pentru că înțeleseseră că eu nu fur căciula. Da? Și acum am făcut legătura cu ce am făcut eu, cu ce spuneam mai devreme. Da? Am spus chestia asta și în ideea ce mi s-a reproșat mie la un moment dat, că eu sunt partinic. Dacă eu cu propriul meu copil n-am putut să fiu partinic. Și am fost foarte exact. Cum mi se spune așa ceva? M-a dorut grozav de mult chestia asta. Da? Da. Orice mi s-a suport, orice, dar aceea nu am putut-o suporta ușor. Mi-a fost foarte greu și meste. Putea să mă fi înjurat cineva, să-mi spună orice vorbă urâtă, o suportam mai ușor. Da. Și acum te rog. Pe laturile OX și OY ale unghiului OXOY. Deci, în ipoteză, se dă unghiul, așa se zice, în ipoteză se dă unghiul X, O, Y. Unghiul X, O, Y. Fie unghiul X, O, Y. Și îl și desenam. Da? Și... Uite, îl și desenam. Ca să începem. X, O, Y. Pe laturile unghiului X, O, Y. pe laturile OX și OY se iau punctele A și A și respectiv B. Deci pe OX se ia punctul A, deci A aparține lui OX și B aparține lui OY. Închis sau deschis? Deschis la început. La O. Da. Deci fără ca punctele A și B să fie în O. Dar cum se iau punctele astea A și B? La întâmplare sau ai vreo condiție? Acum nu știți. Încât AOA congruent cu OB. OA congruent cu OB. Așa. Așa încât OA congruent cu OB. OA congruent cu OB. Deci nu se iau la întâmplare. Cu alte cuvinte aici A și din coace B. Vezi tu? Am luat OA cât OB. Mai departe. Mediatoarea segmentelor OA și OB se intersectează în punctul M. Mediatoarea lui OA. Ce înseamnă mediatoarea lui OA? Hai să-l gândim. Ce înseamnă mediatoarea unui segment? Deci dacă îți dau un segment M, ce înseamnă mediatoarea acestui segment? Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Deci perpendiculară cu multe convingeri, hotărâri testul, perpendiculară pe mijloc. Noi vorbim de mediatoarea lui OA. Dacă vorbim de mediatoarea lui OA, ce trebuie să facem? Perpendiculară pe OB. Atenție! Pe OY. Păi, ce înseamnă mediatoarea unui segment? În parte unghiuri. Nu unghiuri, n-am niciun unghiuri. Dar desenată, ce este? Urmează două unghiuri de mână. Nu. Ce este mediatoarea? O dreaptă. Este o dreaptă și cum este? Important. Este o dreaptă. Perpendiculară. Păi și unde e dusă perpendiculară? Așa, pe oriunde. Perpendiculară pe ce? Pe mijlocul segmentului. Deci, atenție, mediatoarea perpendiculară pe mijlocul segmentului. Dar dacă eu așa segmentul ăsta, spunem cum arată mediatoarea aici. Ce trebuie să fac? Măsor la mijloc. Iau mijlocul și duc perpendiculară. Da? Hai să fie 90 de grade. Gata, așa. Mediatoarea asta înseamnă. Ce înseamnă mediatoarea lui OA? Că eu scau segmentul, mijlocul segmentului OA. Vezi? Și o să trag o dreaptă. Deci iau mijlocul, notăm cu... spune cu M. Cu M, da, cu M. Și ce fac acum în punctul acesta, pe dreapta respectivă? Tragem o perpendiculară. Deci perpendiculară pe mijloc. Demonstrați că MA este cât MB. MA cât MB. Da. Nu prea au ieșit așa. Dar spune încă o dată. Mediatoarea segmentelor OA și OB. Mediatoarele. Nu scrie... Mediatoarea, cu segmentele, încă o dată. Mediatoarele, segmentele... Ei, vezi, mă întâlpoate. Mediatoare, mă, adică mediatoarea lui OA. Acum, lui OB. Înțeles. Păi, vezi, mă, mă. Ele se întâlnesc în mână. Hai să notăm punctul ăsta, nu ăsta cu mă. Ci aici să notăm cu cine aici. Hai să zicem cu E. Deci E a fost mijlocul. Am dus perpendiculară mediatoarea acestuia. Acum căutăm și mijlocul lui OB. Deci mijlocul lui OB. dacă... Deci mijlocul e o de... Notăm cu F mijlocul acesta. Și tragem. Și ducem iar mediatoarea. Pe cine o ducem acum mediatoarea? Pe... Oa. Nu pe O. Pe OB. Pe OB, da. Pe F. Noi acum vrem mediatoarea lui OB. Da? Mediatoarea. Uite. Se întâlnesc cele două mediatoare în punctul 1. Deci, mediatoarea care am dus-o în F, cu mediatoarea dusă în E, ele două s-au întâlnit în punctul M. Ăsta e punctul de întâlnire a celor două. Pe număr. Să scriem asta. Cum scriem mediatoarea lui OA? Med OA. Hai să zic așa. Dar în mod normal cum ar trebui să traducem? Fiind vorbim de mediatoarea lui OA, hai să spunem că E este mijlocul lui OA. Nu? Da. Deci E aparține segmentului OA. Și nu e oricum. Deci, Davide, hai să luăm așa. Mediatoarea lui OA se intersectează cu med a lui O, B și dau punctul M. Mulțimea formată din M. Deci mediatoare și se întâlnesc în punctul M. Și trebuie să arătăm ce spune problema. În concluzie, asta a fost ipoteza, în concluzie. M-A. M-A congruent cu M-B. M-A congruent cu M-B. Sunt mai multe puncte sau mai atât? 2 puncte. A mic și B mic. B mic. Dacă T este în mijlocul segmentului AB. Deci dacă T, mai adăugăm aici, la ipoteză, T aparține lui AB. Așa încât, cum să fie T-ul ăsta? AT congruent cu TB. AT congruent cu TB. Deci AT congruent cu TB. Trebuie să arătăm că, deci, luăm pe la mijloc. Ce trebuie să arătăm? Ce ne cere problemul la punctul B? Atunci, MT perpendiculară pe AB. MT perpendiculară pe AB. MT perpendiculară, așa, da? Da. Pe AB. Vreau să înțeleg problema. Nu mă pot apuca de problema dacă nu înțeleg bine. Te rog să povestești. Și avem un unghi. Un unghi, da. Un unghi, X, O, Y. Da. Pe OX se găsește punctul A și pe OY punctul B. OA este congruent cu OB. Stop! Ce spune ție faptul că OA e cât OB? OA are aceeași măsură cu OB. Bun. Dar ce fel de triunghi este OAB? Hai să te întreb. Dacă OA e cât OB? Este isoscel. Vezi? Deci mi se declanșează așa, cum spun, în valuri, dacă ideile pornesc. Pur și simplu, când o zis, fie un unghi și fie OA cât OB, gata. OAB isoscel, gata. Unghiurile se sunt la fel, de bază. Gata. Cum T la mijloc, dacă mă duc și unesc pe O cu T, este ce este o T între unghiul A, O, B. Nu știu ce va întâmpla, nu știu ce mă cere, dar eu dau drumul la Morișca acum. Ce este o T între unghiul isoscel A, O, B? Dacă unești pe O cu mijlocul. A, O, B. Ce fel de triunghi este? A, O, B. Isoscel. Ei, bun. Dacă este isoscel și tâi la mijlocul bazei... Otul este mediatoare. Mediatoare. Bisectoare, mediană și de toate. Vezi? Nu știu eu dacă folosești, dar eu deodată m-am prins că triunghiul AOB este isoscel, că tâfii la mijloc bisectoare și mediană și mediatoare și de toate. Vezi? Toate chestiile astea mi sunt de mare folos. Dă mai departe. Mediatoarea lui OA. OE. Adică înseamnă că E la mijlocul lui OA. Și F la mijlocul lui OB. Și F la mijloc. Adică cum este OE cu EA? Congruent. Dar OF cu FB. Congruent. Și cum AO egal cu AB, fusese egale, atunci A e... OE cu OF. OE va fi cât OF. Nu? Va fi categoric OE cât OF. Bun. Deci, noi am dus mediatoare. Când am dus mediatoarea, perpendiculara pe mijloc, aceasta tai undeva. Aici n-am mai notat noi. Hai să zicem în S. Taie pe OY în S. Punctul ăsta. Și cealaltă mediatoare dusă, taie. Eu este în partea asta, nu se înțelege, da? Într-un punct L. L. Da? Ei, mie îmi cere autorul să arăt că ele s-au întâlnit într-un punct M și că M-A e cât M-B. M-A e cât M-B. Deci... M-A e cât M-B. Da. Păi să tragem dreapta M-A și M-B. Deci să le ducem, da? Uite, da. O duc eu acum, puncta. M-A și M-B. Deci nu dreapta. Deci unim segmente. Unim aceste două puncte și facem segmente. Avem în momentul de față segmentele M-A și M-B. Da. Ce putem spune de cele două segmente? Am eu vreun motiv să spun că sunt egale? Aș putea... Dar nu sunt sigur. Eu nu știu decât atât, că am dus perpendicular așa, perpendicular așa, și ele s-au întâlnit în punctul... Băi, eu să încerc, o să tragem dreapta OT. OT să o ducem? Da. Pentru că o să avem nevoie de ea. OT. Dar nu știu că trece prin... atenție, nu știu că trece prin mână. Că n-am niciun motiv să spun că trece prin mână. Păi din T o să tragem o dreaptă spre O. Din T spre O o trag, dar să știi că eu, neștiind, o trag așa. Uite așa. Pe lângă mă. Dar nu-i dreaptă. Băi, dar nu știu că trece prin O, n-am niciun motiv, mă, n-am niciun motiv. Eu o trecut așa, mai câș. Da? Mai pe lângă mă. Păi eu să încercăm să încadrăm segmentele OM cu MB în triunghiuri, adică FMB cu AME. FMB. FMB. FMB cu EMA. Cu EMA. Băi, astea sunt. Sunt de acord. Există triunghiul acestea, că sunt ținut ele acolo, de acord cu asta. Deci tu spui să iau triunghiul ăsta, cu veanul, da. Și celălalt deasupra, da? Da. Asta așa. Până aici, da? Până aici. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Îi pot spune că FB este cât EA. FB cât EA, asta e fără discuții. Știu că unghiul BFM este de 90 de grade. BFM e de 90 de grade, ai dreptate. Și AM este tot de 90 de grade. Și AM tot de 90 de grade, acolo de acord. Da. Și ne mai trebuie... Și ce dacă ne mai trebuie, ce ne mai trebuie... Unghi sau latură? Am avut și o latură, mai trebuie o latură, dar nu, asta tot mai trebuie să o arăt. Despre fânghe n-am arătat decât dacă mă duc în alte parte. Poate să mă duc în alte două triunghi. Să ne găsim un alt triunghi. E, M, O. E, M, O. Nu, A, M, O. A, M, O. Și B, M, O. Și B, M, O. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi, pot spune că O este cât o B. O a cât o B, da. Iar te-ai muiat. Deci în ce triunghi te-ai dus? A, O, M și A, O, A, O, B. A, O, P, A, P, așa. Au pe, uite, omul e comună. Omul e comună. Da, omul e comună. Mai trebuia un unghi sau o latură. Un unghi. Și ne-ar trebui neapărat ăsta dintre ele. Ne-ar trebui. Ne-ar trebui. Nebunii sunt. Nu este unghi. Nu e. Atunci ăsta, în ce alte două triunghiuri să mă duc? O, E, O, E, O, M. E, O, M. Și F, O, M. Și F, O, M. Cele două triunghiuri ce poți să spui? O, E cu O, F. O, E cu O, F, da. O, M, lat comună. O, M, laturi comună. Și acum... O, F, M este unghi 90 de grade. O, F, M. F, M, de 90 de grade, da. Și E, O, M, tot de 90 de grade. Și O, M, tot de 90 de grade. Și am latură, latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Da, te-ai dus foarte... Au, de fapt, au o latură, o latură. Și un unghi. Și unghi de 90 de grade, dar nu dintre ele. Da? Nu dintre ele. Însă există un caz de congruență, că ai făcut și la cazul de, la triunghiul dreptunghice. Ipotenuză, catetă. Asta se cheamă ipotenuză. Ipotenuză și, da, și asta, catetă. OA, OIF și OIF sunt catete. Ipotenuză, catetă. Da. Deci aici ce se rupi, de aici trebuie să o luăm. Deci ai văzut ce-a făcut. Ne-am să așa. Nu merg, spune. Nu merg, noi ducem înapoi, căutăm, până când descoperim. Da. Și, acum ne-ai făcut planul. Aceste două triunghiuri conțin pe ăsta două, înseamnă că unghiul ăsta de aici va fi cât ăsta de aici, ăsta fiind congruente, în triunghiurile A, O, M și O, B, M, au pe O, B cât O, A, au pe O, M comun și unghiurile astea. Iarăși latul, unghiul latul și gata, nu e și problema. Restul că asta e cât cealaltă. Da? De unde trebuie să o pornim? Încă o dată, de unde pornim? La O, M și O. Da, deci fie demonstrație. Demonstrație. Vezi cât de frumoasă e geometria? Este superbă. Superbă, dar trebuie să fie, avem curaj să ne apucăm de treabă, să înțelegem. Deci fie triunghiurile. O, M. O, E, M. Și O, F, M. Și... triunghiul O, F, M. Păi știm că O este congruent cu O, F.